Doamne ajută, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre iubite, Voi Doamne. Sfârșitul lui septembrie, ne uităm în calendar, vedem sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului pe 1 octombrie și la pagina Sfintei Evangheliei din duminica aceasta care urmează avem predica de pe munte. Mai exact, doar o parte din ea, iubirea vrăjmașilor, dar m-am gândit ca în cadrul emisiunii noastre de astăzi să vorbim despre predica de pe munte, să amintim și fericirile, să amintim de sfaturile pe care Mântuitorul le-a dat celor care l-ascultau, iubirea vrăjmașilor și toate celelalte învățături de folos pentru moștenirea împărăției cerurilor. Așadar, despre predica de pe munte în prima parte, despre sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului în a doua parte, iar în a treia parte o să ne referim la sfinții sărbătoriți săptămâna aceasta, Sfântul Neagoe Basarab și Sfântul Ioan Evanghelistul pe data de 26 septembrie. Pe 27 septembrie îl avem pe Sfântul Antimi Virianul, pe 30 septembrie îl avem pe Sfântul Grigorie Luminătorul cu Ripsimia și Gaiani, ucenițele, mucenițele ale lui. Pe 2 octombrie sărbătorim pe Sfinții Ciprian și Justina, aceia care sunt ocrotitori ai noștri și rugători, izbăvitori ai noștri de farmece, de scântece și de vrăji. Vorbim despre toate acestea cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu Părintele Profesor Aristarco Jocar, care îi spunem să rămână și bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre. Slăviți să fie Domnul, să fiți binecuvântați, Doamne ajută! Mulțumim că sunteți din nou prezent în studioul emisiunii noastre. Iată, Părinte Profesor, a venit și toamna, ne încearcă Dumnezeu cu vremea de toate felurile și mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu sănătate și aceste momente ale vieții noastre. Ne uităm în calendar și vedem că la pagina Sfintei Evangheliei din duminica aceasta ni se vorbește despre predica de pe munte. Și am amintit în emisiunile noastre că Mântuitorul n-a ezitat să vorbească oamenilor de peste tot, în sinagogi la început, în casele particulare ale oamenilor, când a fost izgonit și de acolo, a predicat și pe munte și din corabie și deseori, mergând pe cale, vorbea oamenilor, făcând și numeroase minuni. Tâlcuitorii Sfintei Scripturi și mari profesori de teologie a Noului Testament sunt de părere că Mântuitorul a rostit această așa numită predică, nu pe un munte și o singură dată, ci în general evanghelistii sinoptici, Matei, Marcu, Luca și Matei, Marcu și Luca, așa, trei, Matei, da. Marcu și Luca, așa, au adunat din tot ce a vorbit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în dese rânduri și în dese locuri, sub titlul generic de predică de pe munte. Deci este vorba de o adunare de cuvântări rostite în diferite ocazii, în diferite locuri, sub titlul generic de predica de pe munte. Ca să înțeleagă, dragii noștri telespectatori, să le spunem că ținutul este arid, muntos și un deal de acolo, din Țara Sfântă, pentru ei este munte, pentru că nu este verdeață, nu este împădurit, nu este cu copaci, nu este cu fâneață, cu flori și pare ca un munte, că se vede stânca, se vede piatra, se vede piatra aceea sfărâmată, pare ca un nisip, ca grăuncioarele acelea de nisip pietros și un deal mai mare ca la noi, care este acoperit cu verdeață, pentru ei este un munte. Așa înțelegem și noi unii munți de acolo din Țara Sfântă și cum e predica de pe munte și vedem în icoane, vedem acolo stâncă, vedem un picuț de piatră, vedem marea imediat în depărtare, Marea Galilei, lacul Genizaret, vedem mulțimea adunată și pe Mântuitorul în mijlocul oamenilor învățând și toți stau și ascultă pentru că e prorocul cel mare din Galileea, cel puternic în faptă și în cuvânt. Nu pe muntele unde se zice că ar fi predicat Mântuitorul, ci peste drum, mai puțin mai la o lungătură de băț, așa o biserică, pe cupola căreia sunt cele nouă fericiri, fiecare din cele nouă fericiri, la locul potrivit, așa cum le găsim și înșelat în Sfânta Scriptură, în capitolul 5. Da, chiar am să deschid Noul Testament, pentru că tot timpul facem noi referire la cuvintele Scripturii și la Sfânta Evanghelie după Matei, iată, începând cu capitolul al 5-lea, avem predica de pe munte și spune Sfânta Scriptură că a văzut Hristos, învățătorul mulțimile, s-a suit în munte și a început
se le grăiască să învețe zicând, deschizându-și gura, spune Sfântul Matei. Și încep fericirile, da? Cele nouă fericiri, tâlcuitorii spun, sunt nouă fericiri pentru că sunt nouă cete îngerești, de aici și nouă porunci bisericești. Și fericirile se numesc așa pentru că încep și cu cuvântul fericiți, chiar Mântuitorul repetă, nu spunem obsesiv, ci repetă pentru ca noi să pricepem care este scopul în viață și cum putem să ajungem la fericirea și aici pe pământ, dar mai ales aceea veșnică. Și îndemnurile acestea și lucrurile frumoase, morala, dacă este respectată și dacă ai credință în Dumnezeu, ajungi să fii fericit în împărăția cerurilor, pentru că după ce se dă îndemnul de fericire pentru lucrurile grozave, adevărate, morale pe care le face un om, automat se dă și răsplata. Și toate au legătură cu împărăția cerurilor, dincolo unde oamenii vor găsi ceea ce pe pământ nu găsesc. Și dau exemplul aici al dreptății. Chiar dacă ești flământ și însetat, dreptatea adevărată o găsești dincolo în împărăția cerurilor. Este adevărat, pentru că după citirea celor nouă fericire apare la un alt motiv, bucurați-vă și vă văsesc că plata voastră multă este în ceruri, nu aici pe pământ. Chiar dacă există o răsplată aici pe pământ, este una, este o relativă. Adevărată răsplată o vom obține dacă trăim în poruncile lui Dumnezeu și cu El, cu Dumnezeu însuși, dincolo de acest râm, în alt plan existențial, lângă Mântuitorul Iisus Hristos, care este înconjurat de Sfinții Îngeri, în primul rând Maica Domnului se află mijlocind pentru noi și Sfântă Treime, taină Sfântă Treime, care ne copleșește în sublimitatea și în imensitatea iubirii sale. Am să dau citire fericirilor și o să le explicăm foarte pe scurt, pentru că avem multe de vorbit și suntem la începutul predicii de pe munte. Fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi. Iată, cele nouă fericiri. Fericiți cei săraci cu Duhul, că lor este împărăția cerurilor. Nu este vorba de cei care sunt reduși mental sau, știu, retardați sau, știu, bolnavi. În limbajul nostru așa, cotidian, proști. Nu se referă la asta. Nu, nu. Ci se referă cei care au inima curată, în care nu încape sminteală, nu încape păcat, nu încape întuneric, nu încape blestem, nu încape, eu știu, compromis, nu încape surugărnicie și așa. O inimă deschisă doar către Dumnezeu, către Dumnezeu, pentru așa cum petalele se deschid și sorb roa de dimineață, care asigură creșterea, așa și sufletul care soarbe învățătorul bunului stăpân, este un suflet curat în care nu încape întunericul. Deci e fericit cei sărași cu Duhul, care lor se împărțeze, nu cei care sunt bolnavi sau se mai departe. Cei smeriți, smerenia este mama virtuților și iată că li se promite împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. A plânge în momentele de durere, de tristețe, e firesc, dar să nu fie patologic, să te apuce plânsul dintr-o dată. Plânsul este firesc după cineva foarte drag care pleacă dincolo de tărâmul acesta. Este firesc plânsul, dar să nu fie rodul, să nu fie rodul sau a deznădejde, care este păcat împotriva Duhului Sfânt. Plânsul este firesc, dar în primul rând trebuie să plângem pentru păcatele noastre, să ne plângem păcatele și în maniera în care o facem, cu câtă tărie facem, cu atât ni se va ierta mai repede păcatul săvârșit. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Iată, vor moșteni pământul. Nu se spune nimic de împărăția cerurilor. Vor moșteni pământul cei blânzi. Un pământ transfigurat prin înviere. Pentru că prin învierea Domnului, întregul univers, tot cosmosul s-a restaurat în Hristos. Dacă până atunci era potrivnic omului, cosmosul însuși devine ca o pârgă, ca o jertfă pe care oamenii o aduc înaintea dreptului judecător și spun: Doamne, ne dă pământul acesta, ți-l înapoiem curat.
și blândețea până la pierderea demnității, până la pierderea stimei de sine. E bine să fim blânzi, dar în momentul în care ni se calcă în picioare demnitatea noastră, crezul nostru, eu știu, frumusețea familiei, frumusețea copiilor noștri, suntem în stare de luptă. Cu demnitate, dar ne luptăm pentru asta. Deci suntem, eu știu, îngăduitori, dar până, v-am spus, până la aceste lucruri care nu sunt frumoase. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura. Cei care flămânzesc și însetează după dreptate, fericiți sunt cei care sunt făcători de dreptate, pentru că aceia vor vedea într-adevăr pe Dumnezeu. Noi trebuie, în faptele noastre, prin preocupările noastre, prin visurile noastre, prin tot ceea ce facem, să aducem un imn de slavă bunului stăpân. În toate faptele noastre să fie o jertfă neprihănită înaintea slavei sale. Și în momentul acela în care noi simțim cu adevărat puterea a Mântuitorului Iisus Hristos și a rugăciunii Maicii Domnului, noi în momentul acela trăim o viață demnă, o viață de creștină, o viață autentic creștină și atunci avem și răsplata. Fericiți cei milostivi, ca cei se vor milui. E chiar în legătură cu îndemnul Mântuitorului, fiți dar voi desăvârșiți milostivi, precum Tatăl vostru cel Ceresc, milostiv, desăvârșit este. Milostiv. Când nu merităm trimite ploaie, când nu merităm trimite vreme bună, roadele pământului și toate celelalte, nu suntem vreme să-i mulțumim. Este mult milostiv și ne cere și nouă măcar o părticică, o infimă părticică să o punem și noi atunci când e vorba de aproapele nostru, să fim și el milostiv. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Însuși Mântuitorul spune, împărăția cerurilor este în inima voastră. Se leagă de prima fericire, pentru că a fi curat cu inima înseamnă și a fi sărat cu Duhul. Adică smerit. Smerit, da. Smerenia este mama tuturor virtuților. Cine este smerit, acela este, într-adevăr, nu numai că este opus mândriei și nu săvârșește păcatul mândriei, dar cine este smerit se aseamănă cu Mântuitorul care s-a smerit pe sine, deșertându-se chenotic, vorbind, acceptând firea noastră umană împovărată de păcat și ne mântui pe cruce, care și-a fost cea mai umilă dintre toate morțile. Nu spune psalmistul, inima înfrântă, inima curată, inima smerită, Dumnezeu nu vă orgisi. Așa înțelegem și fericirea aceasta. Bun, fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Să-mi fie permis, dacă făcătorii de pace sunt fiii lui Dumnezeu, făcătorii de război sunt fiii diavolului. Da, fiii dracului, așa. Diavolului. Și cu asta am terminat, pentru că nu poți să te numești fiul al lui Dumnezeu, tu care ești botezat în numele Sfintei Treimi și faci parte dintr-o biserică triumfătoare și o biserică lucrătoare. Și ai părinți care ți-au pus în suflet toate cele frumoase și bune, învățături sfinte, așa, să mergi și să te războiești cu fratele tău și să smulgi din sânul familiei un om care vrea să muncească cinstit și să arunci în prima linie ca să fie carne de tun. N-ai cum să fie fiul lui Dumnezeu. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Cei prigoniți pentru dreptate. Că martirii n-au fost prigoniți pentru dreptate, că au mărturisit învierea Domnului. Când vrei să mergi pe calea Domnului, declară război lumii din jurul tău. Și în momentul acela ești socotit un anacronic. Un nebun, dar fericit cel care este nebun pentru Hristos. Pentru că cine este cu lumea, nu este cu Dumnezeu. Când mă refer la lume, nu mă refer la realitățile înconjurătoare, ci la lumea ca loc al păcatelor în care stăpânul este diavolul, cel care are porții și oferă slujba cea mai urâtă fiului de împărat care și-a părăsit casa. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea și imediat răsplată. Bucurați-vă și vă veseliți, plata voastră multă este în ceruri. Este vorba de martiraj. În decursul istoriei, cei care au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos și au fost martirizați pentru crezul lor de împărații păgâni sau în anumite conjuncturi, toți aceștia sunt vrednici de toată slava și sunt cei care îl vor însoți pe Mântuitorul la Preacurvirea Judecată, pentru că ei sunt care niște mielușei care și-au vărsat sângele pentru dreapta credință, așa că Mântuitorul și-a vărsat sângele pentru izbânda învățătorilor sfinte care pecetuite de înviere. Ne închipuim oamenii care stăteau și ascultau cuvintele Mântuitorului când a rostit aceste fericiri. Erau entuziasmați, știau care e calea lor de acum, se îndreptau din cuvintele acestea, pur și simplu îi pătrundeau cuvintele acestea, își schimbau viața, îi sorbeau cuvintele învățătorului, a Mântuitorului. Ne punem și noi în locul lor și să auzi asemenea cuvinte cum nu le-a mai spus nimeni.
nimeni la sinagogă, nimeni dintre farisei, nimeni dintre cărturari, nimeni dintre învățătorii de lege, cei care erau masoreți, cei care învățau legea, care o explicau, care o măsurau, care făceau de toate. Nu s-a mai întâlnit așa ceva și toți stăteau entuziasmați. Mi-amintesc că atunci când mergeam și țineam conferințe pe la studenți, pe la, în Oradea, în Brașov, în Bacău, în centrele universitare mari, da. Și citeam cu nesat totul. Și m-am specializat în orientalism. Și am citit și Coranul, și am citit și Bhagavad Gita, și am citit și tot ce se putea de ușă de asta. Nicăieri n-am găsit o teologie mai înaltă și mai desăvârșită ca în Noul Testament. Nu există în lumea asta, toate cărțile care s-au scris, atâta frumusețe și atâta sublimă învățătură, dumnezească învățătură ca în Noul Testament. Este extraordinar. Și în momentul acela, care ești cuprins de dorință de a afla cât mai mult și te adâncești în cele spirituale și împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos care este lângă tine, aprofundezi, îți însușești și dai și altora cu nemiruita, într-adevăr se poate spune că ești un fericit. Ești un om fericit. Tocmai despre fericire a vorbit Mântuitorul și le-a arătat calea oamenilor și le-a vorbit de împărăția cerurilor. Noi continuăm și le spune în continuare Mântuitor: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? Și dă apoi diferite exemple. Și noi, dacă nu punem sare în mâncare, nu are gust. Bine, le-a spus Mântuitorul apoi în continuare: voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă și nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Deci le spune prima oară sarea pământului să meargă, deci să facă cumva viața celor pentru care merg și le predică, să aibă un sens, să aibă gust, exact. Să aibă sens. Deci puneți sarea, puneți cuvântul cel adevărat, dați-l un sens vieții ca să guste viața cea frumoasă trăită aproape de Dumnezeu pentru ca apoi să se mântuiască. Pentru că dacă nu pui suflet în ceea ce faci și afișezi doar așa o predică sau o învățătură festivistă, triumfalistă, fără trăirea ta așa, o spui doar ca un scolastic, nu ai răsplată. Trebuie să pui suflet și în predică și în tot ceea ce faci ca preot și ca doctor pe masă de operație și inginerul cu planșele în mână, fiecare să-și vadă de lucrul său, de lucru de evanghelie să săvârșească și atunci în comunitatea aceasta și în unitatea aceasta de preocupări ajungem să fim desăvârșiți, unul lângă celălalt, în comuniune, pentru că suntem ființe eminamente comunitare. Voi sunteți lumina lumii, spunea Mântuitorul. Eu sunt lumina lumii. Dar lumină din lumină. Da, lumină din lumină. Și acum le spune lor, voi sunteți lumina lumii și nimeni nu pune o făclie sub obroc, ci o pune în sfeșnic ca să lumineze. Și noi tot în sfeșnic am pus-o. În fiecare emisiune noi punem aici în sfeșnic. Și ne amintim și de pilda celor 10 fecioare. Păi dacă n-aveau lumină în candelă, un de lemn care să ardă acolo în candelă, păi nu e și sufletul nostru întunecat dacă noi dăm rugăciunea care aprinde, iată, candela sufletului nostru. Noi aprindem, noi preoții, nevrednici preoții, aprindem din lumina lumii care este Hristos Mântuitorul, lumină, și o dăruim altora, deci lumină din lumină. Și noi nu avem voie ca să diminuăm această flacără, să o punem sub obroc, și să o punem pe un munte ca tot să o privească, să se bucure de ea. Deci preoția se află totdeauna pe munte. Și brăzdată de ploi și de furtuni și de vânturi năprasnice și viscole, dar toate acestea trebuie să lămurească în ghilimele, adică să-l desăvârșească pe preot, care trebuie să fie tot timpul lumină, să fie totdeauna sare, să aibă un sens în viața lui și pentru ceilalți. Altă idee, n-am venit să stric legea sau proroci, n-am venit să stric, ci să împlinesc, pentru... E simplu, în persoana Mântuitorului s-au împlinit profețiile Vechiului Testament și el a desăvârșit legea cea veche, a adus o altă lege, cu o poruncă nouă, porunca iubirii, dar n-a stricat, ci a împlinit legea cea veche, care a fost călăuză către Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, Galateni. Legea cea veche, exact, da, în Galateni. Da, e vorba, legea Vechiului Testament are două componente, legea morală și legea ceremonială. Legea morală, respectiv cele 10 porunci, sunt valabile și astăzi. Mântuitorul ne le-a pus în față să le îndeplinim. Iar legea ceremonială a avut doar rolul de pedagog, de călăuză către Hristos și Mântuitorul a desfințat-o, pentru că ea avea doar tărie până el. E vorba de circumciziune sau tăiere împrejur, sacrificiile sângeroase de la templu și de preoția pe Vechiul Testament.
O altă idee, deja începem un alt capitol al predicii Mântuitorului, se referă la câteva porunci Și din sabatul, și... Decalog, da, și spune să nu ucizi, da, oricine va ucide, vrednic va fi de osândă. El spune așa, oricine se mâne pe fratele său, vorbește de rău, vrednic va fi de osândă, sau care îi spune fratele, netrebnicule sau nebunule, vrednic va fi de ghiena focului, și se referă și la uciderea spirituală. În momentul în care vorbești de rău pe cineva sau îi faci rău cuiva sau îl ninorocești în ochii cuiva sau îi porți pică, tot ucidere spirituală. Deci a dus atât de departe, iată, păcatul acesta al uciderii. Mântuitorul nu condamnă păcatul, doar păcatul în sine, ci și Da. intenționalitatea păcătoasă. Merge mult mai profund, până la rădăcină. De-aia spune, dacă zici aproape prostului sau racaie, îți veni de sinedru și de așa mai departe, și ca să ajungă la crima propriu-zisă. Și uciderea este, cum am spus, dezonora pe cineva. Ar Da. vorbi până la proba contrare, toți cred că este așa cum l-a creionat respectivul. Și poate a muncit o viață ca să-și creeze o imagine și un profil moral. Și imagine care în câteva secunde este demolată de cineva fără de suflet. Deci vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce minte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă darul tău acolo înainte altarului și mergi întâi și te împacă cu fratele tău și apoi venind adu darul tău. Vedem condiția esențială pentru ca cineva să se împărtășească, să se aducă dar la altar pentru a fi primit de Dumnezeu, să fie în împăcare cu toți ceilalți oameni, deci cu semenii. Și apoi poți să ceri de la Dumnezeu să pogoare asupra ta harul pentru ca să te ajute în mântuirea ta. Darul adus pe fondul unor păcate grele și neiertate, așa, nu este un dar potrivit pentru Dumnezeu, este darul lui Cain, care a adus din roadele pământului ce a fost mai slab, pe când Abel a adus din ceea ce a fost mai bun și Abel a căzut pradă furii fratelui său. Deci noi când aducem darul, să avem în vedere că suntem împăcați cu toată lumea, altfel darul se transformă în blestem pentru noi. Apoi porunca iubirii. Pentru că în perioada Vechiului Testament vorbim de legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dau citire, e foarte frumos, dragi telespectatori. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău. Iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i. De la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Și ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Eu însă vă spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-l pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și vame și același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți dar voi desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. A venit cu porunca iubirii Mântuitorul. A desființat legea talionului. Aici putem spune că a desființat o lege a răzbunării, o lege a răutății, pentru că era ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, în perioada aceea era îngăduită, iată, legea de Dumnezeu, dar Mântuitorul pe asta putem să spunem că a desființat-o și a venit cu porunca iubirii, cu legea iubirii. Vedeți? Ce popoarele păgâne erau foarte, foarte sărace în învățături sfinte, pentru că nu aveau modele. Poporul evreu avea model pe însuși Dumnezeu, care s-a pogorât deseori în diferite forme și în diferite locuri ca să țină legătura ontologică a poporului cu el. Și rădăcinile acestei iubiri le avem în Vechiul Testament, unde exista legea talionului. Și pentru ca cel care, Doamne ferește, scotea un ochi cuiva din greșeală, trebuia să fie supus imediat procedurii de pierdere ochiul. Și erau 6 cetăți de scăpare, 3 în vestul Iordanului și 3 în estul Iordanului, unde cei care săvârșeau anumite greșeli, pentru a nu fi pedepsiți prin legea talionului, se adăpostau în acele cetăți. O altă idee la predica de pe munte despre milostenie și spune așa Mântuitorul, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni.
adevărat, adevărat, grezvou și-a luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Că milostenia ta va fi răsplătită de Tatăl care vede în ascuns. Iată, adevărata milostenie. Sunt situații în care unul din soți este... Nu este despărțit de Sfânta Biserică de Mântuitorul Iisus Hristos. Nu practică rugăciunea, postul, milostenie, mergerea la biserică. E un hâtru, zgârcit, vanitos. Și nu lasă nici o fermitură printre degete la cei sărași. Atunci, soția, ca să poată cumpăra o hăinuță la un copil mai frumoasă, pentru a da și milostenie, și avea și de o lumânare, și avea și de un sărac, pune bănuți deoparte, fără să știe soțul. Asta înseamnă tot milostenie, făcută în ascuns, că nu știi dreapta. Un fel de milostenie este și asta. Da, milostenie adevărată, da, este atunci când nu trâmbițezi, nu ne lăudăm cu ea. Când nu ne lăudăm, când nu încercăm să fim deasupra altora și Tatăl cel Ceresc este Cel care răsplătește, El vede în ascuns și milostenia aceea pe care o face în intimitatea ta, în intimitatea cămeruțe inimii tale și tot referitor la cămeruța inimii. Tu însă când te rogi, spune învățătorul, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns să-ți vă răsplăti ție. Și apoi rostește rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească, pentru că însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos a rostit-o. De aceea trebuie să conștientizăm asta, dragi telespectatori. Când rostim Tatăl nostru, rostim rugăciunea pe care însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit-o și ne-a învățat-o. Când rostim rugăciunea cuvinii cu adevărat, să știm că jumătate din ea o trimis-o Maica Domnului pe pământ la niște călugări de la Sfântul Mânteatus, care apoi o răspândit-o la toți și așa ne rugăm cu rugăciune pe care Maica Domnului dorește să le audă din gurile noastre. Și Împărate Ceresc, da, rugăciunea Împărate Ceresc, în cinstea Sfântului Duh. Sunt trei rugăciuni mari care n-ar trebui să lipsească, alături de îngerașul meu, din lista rugăciunilor rostite de orice om, seara și dimineața și în orice moment al vieții sale, al zilei, când vrea să se roage. Iată, rugăciunea domnească. Avem și icoană cu Mântuitorul, mai rară este, mai ales în spațiul rusesc, este, eu am văzut la Mănăstirea Sfântul Mihail din centrul Kievului, icoana cu Tatăl nostru, când a învățat pe apostol să se roage și Mântuitorul este în mijloc, acolo se vede așa că într-un peisaj, într-un cadru foarte fain, într-o atmosferă frumoasă cu Sfinții Apostoli și cu alți oameni și stă în genunchi și Sfinții Apostoli toți în genunchi așa și le rostește Tatăl nostru și cu mâinile împreunate. Din Sfânta Scriptură, iată, avem aceste referiri. Și mulțumim lui Dumnezeu că o parte din tradiție, iată, a fost așternută în scris, care este Sfânta Scriptură. Celelalte învățături le avem din Sfânta Tradiție, adică totalitatea învățăturilor, normelor, rânduielilor, obiceiuri, datinilor, păstrate prin viu grai, transmise prin viu grai din generație în generație, de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli până astăzi. Acesta este un mesaj pentru cei de altă confesiune care nu recunosc Sfânta Tradiție și fac o greșeală foarte mare. Și chiar aș avea o întrebare pentru ei acum în direct și aș întreba, apreciez că ei cântă Tatăl nostru și e foarte frumos. Și apreciez că ei cântă și crezul. Dar crezul face parte din Sfânta Tradiție. Și iată că voi cântați și cântați frumos că v-am auzit. Cântați crezul, care este mărturisirea de credință și este buletinul nostru de identitate al creștinilor, și îl cântați și vă rugați și vă bucurați. Deci, vă întreb, face parte din Sfânta Tradiție și îl cântați și vă bucurați, da? Eu vă răspund spunând că da. Deci să fie pentru voi o temă de reflexie, da? Pentru că, iată, din Sfânta Tradiție folosiți crezul. Și merge pe următorul principiu, Părinte Profesor, care grijă Dumnezeu de turma lui, pentru că s-a rugat în grădina Ghețimanii ca tot să fie una. Dumnezeu rânduiește așa în timp, că va fi peste 100 de ani, 1 milion de ani, ca tot să fie una și să-și dea seama cei care sunt în rătăcire și nu respectă
crucea, moaștele, icoanele, pe sfinți, sfânta tradiție, împărtășanie, preoție, biserică și nu le respectă, la un moment dat se vor deștepta, își vor da seama că greșesc și aceste lucruri mărunte pe care le observăm de pe acum, cum este introducerea crezului în cultul lor, cântarea crezului care face parte din sfânta tradiție, aceste lucruri mărunte sunt pași mărunți care se fac pentru ca toți să vină la adevăr. Mă refer la rătăciții care s-au depărtat de adevăr și sunt așteptați să vină la dreapta credință. La dreapta credință ortodoxă, sfânta ortodoxie. Discret. Mai apoi încep să cinstească și crucea, punându-o pe Biblie, pe coperta Bibliilor confesionale sau pe alte cărți, așa zise, cărți de rugăciunile lor. Poate nu cinstesc în maniera în care facem noi, dar este un început. Și crucea încearcă să fie pentru ei pentru o temă de reflexie, o temă pe care trebuie să o dezvolte și să-i caute răspunsurile. Și răspunsurile nu le află decât în Biserica Ortodoxă, care este mama noastră și care, este, așa cum am spus, are cel mai frumoasă rugăciune rostită vreodată, este Tatăl nostru. Dacă Tatăl este Tatăl, noi suntem fii. Tatăl este iubitor. Mai și îngăduie spre noastră anumite necazuri, dar cu blândețe. Este în ceruri, nu este supus materiei. Sfințească să numele Tău, adică fă ca prin faptele noastre numele Tău să fie cunoscut de toți și să se sfințească în adevăr și ne iartă precum și noi iertăm și mai departe și ne izvorește de cel rău, cel rău care înseamnă diavolul, care este izvorul răului, nu de cel vicrean, că vicrenia este doar o facetă a răului, ci de cel rău. Și despre post vorbește învățător la predica de pe munte, când postiți nu fiți triși ca fățarnici. Că ești smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat, adevărat, grăiesc vouă și a luat plata lor și spune așa: tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Postul adevărat. Isaia capitolul 58. Da. Postul cu faptele, postul cu bucatele poate fi, eu știu, ajustat, ajornat în ghilimele, fie spus de către Sfânta Biserică în funcție de anumite criterii obiective sau subiective. Iar postul cu faptele este obligatoriu, pentru că ceea ce este permis și recomandat în anumite perioade nu este recomandat în perioada postului. Și indiferent cât ani are, ce sănătate are sau de unde s-ar afla, postul cu faptele este obligatoriu. Toți pot să observe. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia, rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Iată, se leagă de comoară, de bogăție, de fapta cea bună. Ne arată care este comoara cea adevărată plăcută lui Dumnezeu. Eu știu, casele, mașinile, conturile, poziții sociale, toate sunt bunuri care ne părăsesc la mormânt. Merg cu noi bunurile spirituale, care înseamnă iertare, milostenie, jertfelnicia, iubirea față de vrășmași. De asta împărtășire, spovedanie, rugăciune, postul, milostenie, toate astea sunt faptele bune care ne însoțesc dincolo și care constituie, așa cum ați spus, comoara din ceruri. Toate lucrurile acestea materiale, iată, ne sunt date de Dumnezeu pentru ca să fim buni chivernisitori, exact, și administratori. Suntem usufructuari. Fără să ne lipim inima de lucrurile materiale. Da, care toate trec și ne părăsesc la mormânt, nu le luăm cu noi. Și fapta bună este cel mai mare ajutor dincolo. Sunt necesare, folositoare, dar ele nu trebuie să constituie un scop în ele însele, ci doar bunurile spirituale sunt cele care merg înaintea bunului stăpân și se transformă în martorii ai apărării noastre. Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Și ne dă exemplu, priviți la păsările cerului, crinii, la crinii țarini, la iarba câmpului și toate Nici Solomonul s-a îmbrăcat așa. E foarte interesant asta. Căutați mai întâi împărăția cerului, adică, Doamne, mai întâi mă îngrijesc de suflet, te iubesc pe tine, vreau să urmez poruncile tale, am credință în tine. Și apoi când vede Dumnezeu un om care este atât de binevoitor față de cele sfinte, automat îl răsplătește și cu celelalte lucruri care sunt acestea de pe pământ și care sunt de folos aici pe pământ. Este adevărat. Pentru că măsura în care noi ne apropiem de Bunul Dumnezeu se apropie de noi și ne răsplătește cu prisosință, cu nemiluita, pentru că sunt un stăpân care îngăduie de multe ori să vină să ne cazuri, dar le dă cu blândețe, cu bunătate ca să ne întoarcem. Nu există ceva punitiv la el, ci unul care pedepsește, ci unul care îngăduie să vină spre noastră și necazurile. O altă idee despre judecată. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați. Și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura.
De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău, lasă să scot paiul din ochiul tău și iată bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Interesant. Da, ne vedem bârna din ochiul nostru, nu căutăm imediat greșeala aproapelui nostru, nu căutăm imediat să-l faultăm. Așa au făcut securiști odată. Și securiști sunt și acum foarte mulți. Dar așa, în general, trebuie să vezi binele din aproapele și apoi îndrepți, dacă poți, ceea ce este rău la aproapele tău. Mântuitorul deseori ne spune să incriminăm fapta și nu făptașul. Și sunt momente în care mulți dintre noi, poate și eu, Doamne ferește, am aruncat cu vorbe, poate nu era locul lor asupra cuiva care poate în viitor a dus o viață de sfințenie și camarie egipteancă s-a devenit sfânt. Există niște situații acum concrete la televizor. Noi nu trebuie să arătăm cu degetul, nu trebuie să incriminăm, ci trebuie să nu încurajăm aceste fapte. Le regretăm, dar fiecare are șansa îndreptării și să ne rugăm unii pentru alții și mai ales pentru cei care sunt în necaz ca să-și recunoască păcate și să meargă înainte. Nu dați cele sfinte câinilor, spune Mântuitorul imediat. Nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și întorcându-se să vă sfâșie pe voi. La ce se referă? Câinii erau cei din Tir, Sidon și Biblos, iar porcii erau cei din Iordan, Cisjordania. Se referă la faptul că atunci când vezi că în fața ta se află un om mai puțin bun, care e dispus tot timpul să persifreze dreapta credință, nu veni tu cu argumente din Sfânta Scriptură și nu încerca să citești de Vestele Sfinților. Nici nu descoperi din tainele așa, credinței tale. Că îl înrăiești mai tare și atunci e capabil să spună inepsii și lucruri vulgare. Lasă-l în plata Domnului și când vezi că e lucid, câte un pic, așa, ca la un copil mic, îi dai lapte și apoi hrana cea de mai sofisticată. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află și celui care bate se va deschide. O grămadă din aceste versete din Sfânta Scriptură au devenit leitmotivuri, motouri, iată, cere și vi se va da. Toată lumea a auzit de asta. Da, și aceste motouri... Bate și se va deschide. Aceste motouri, așa, înlătură și aruncă pe apa sâmbetei o zicală, o diatribă pe care unii au pus în cârca bisericii ortodoxe. Crede și nu cerceta. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu se spune treaba asta. Se spune, bateți, veți să deschide, căutați să veți afla, ni se cere să fim dinamici, să nu stăm în bloc sarturi, ci să mergem pe care, în ascensiunea aceasta necontenită către stăpân, să fim dinamici și în faptele noastre și nu să fim stereotip și să fim legați de cele pământești. Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de voi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Și cu asta închei predica de pe munte, ca să ne încadrăm și în celelalte, de să ne ferim de prorocii mincinoși, de aceia care vin îmbrăcați în haine de oaie, dar ei sunt lupi răpitori care sunt sălbatici și devorează. Care vin și cu obstinație bat la ușa apartamentului și caselor noastre cu fel de fel de daruri, cu biblii gratuite și ne invită pe stadioane, pentru că în loc să se ducă la cei care n-au auzit de Hristos niciodată, ei vin și rup de sânul Bisericii Ortodoxe pe cei naivi, pe cei mai puțin bisericoși și să-i treagă în adâncul iadului. Acestea sunt profesori mincinoși. Mai nou, alături de aceștia care sunt de altă confesiune, rătăciți și își bat joc de adevărul de credință, sunt și infiltrații dintre noi în creștinism și prin alte instituții și care, iată, fac mult rău din interior, pentru că atunci reușești să conduci sau să distrugi când din interior te zbini și din interior distrugi. Predica de pe munte, dragi telespectatori. Iertare. Da, vă rog. Mântuitorul a spus așa, dușmanii omului, casnicii lui. Uh-huh. Și satana ce face? Pune o bombă cu ceas și pleacă o bombă în biserică ortodoxă, cu ceas. Și așteaptă să răbucnească, să fie explozie. Dar cu ajutorul bun Dumnezeu, noi dezamorsăm această bombă, o aruncăm pe apă sâmbete și stăm în comuniune, pentru că ortodoxia înseamnă trăirea cu Hristos. Așadar, să luăm aminte la îndemnurile Mântuitorului, sunt mereu actuale, sunt vii, sunt veșnice. Haideți să vedem și icoana cu Mântuitorul la predica de pe munte. Îl vedem pe Mântuitorul înconjurat de oameni, toți stau și sorb cuvintele Mântuitorului. Iată-l pe Mântuitorul acolo prezent, alături de toți care au lăsat lumea cu grijile ei, cum ne place să spunem acum în creștinism, și toată grija ce urmească să o lepădăm, chiar cântăm în cadrul Sfintei Liturghii la Heruvic, Părinte Profesor, Mântuitorul, Învățătorul, Pedagogul înconjurat de oameni. Este imaginea ideală, cum trebuie să fie și un preot înconjurat de enoriași, de oameni,
toți în jurul preotului și împreună să se mântuiască. Preotul învață, conduce și sfințește în numele Domnului. Dumnezeu prin preot sfințește, conduce și așa. Deci cele trei demnități pe care preotul le primește prin taina hirotoniei și este dator să le îndeplinească cu râvna, pentru că în turma cea cuvântătoare să meargă pe cărare dreptate și el să fie ca un păstor, păstorul cel bun care își duce oile către pentru finalul de săvârșit. Mulțumim, Părinte Profesor, pentru cuvintele acestea. Prima parte a emisiunii, mai mare, dar a șase cuvenea să dăm cinste predicii de pe munte. În partea a doua vorbim despre acoperământul Maicii Domnului. Mulțumim, dragă regie, că vă îngrijiți. Da, al doilea titlu, acoperământul Maicii Domnului, pe 1 octombrie în fiecare an avem sărbătoarea aceasta. Pe 1 septembrie este începutul anului bisericesc. Pe 1 octombrie, acoperământul Maicii Domnului. Amintește de o minune care s-a întâmplat în secolul al IX-lea, în jurul anului 860-865, când rușii au invadat Constantinopolul și era o priveghere în Biserica Vlahernei, în cinstea Maicii Domnului, unde se păstrau câteva odoare de mare preț, veșmântul, omoforul, o bucată din brâul Maicii Domnului. Și la priveghere, spre dimineață, așa, în jurul orei 4, un călugăr, Andrei, a văzut cum Maica Domnului a venit acolo în biserică, a intrat prin ușile împărătești cu Sfântul Ioan Evanghelistul, cu Sfântul Ioan Botezătorul și când s-a uitat în sus, cupola bisericii dată la o parte și Maica Domnului cu acoperământul ei a acoperat pe toți credincioșii de acolo din biserică și din Constantinopol și au fost ocrotiți și potrivit tradiției creștine bisericești, brâul a fost băgat și în apa de acolo din Bosfor pentru ca rușii să nu poată să treacă și chiar au fost opriți rușii. Această minune a avut loc în timpul lui Leu Înțeleptul, împăratul bizantin, deci în secolul al IX-lea, rușii încă nu erau creștinați atunci și avem acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie alături de alte sărbători în cinstea Maicii Domnului, cum e nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie, intrarea Maicii Domnului în biserică pe 21 noiembrie, Buna Vestire pe 25 martie, avem Izvorul Tămăduirii vineri în săptămâna luminată după Paște, adormirea Maicii Domnului pe 15 august și postul închinat Maicii Domnului de pe 1 până pe 15 august. Rog regia să punem și icoana cu acoperământul Maicii Domnului. Părinte Profesor, mare evlavie are omul la Maica Domnului. Nu degeaba Maica Domnului este așezată pe cupola Sfântului Altar și în pronaos ca una care cu mila sa, cu iubirea sa de mamă, așa, de înțelepciune, de lungă răbdare și de rugăciune continuă, acoperă întreg neamul creștinesc și ca o mamă care este, ca o pastor care se întinde aripile ca puișoare să vină să aibă căldură la suflet și ocrotire. Tot așa și Maicuța Domnului ne ocrotește cu Sfântul Său acoperământ pe toți, fie pentru că prin Sfântul Ioan Evanghelistul, sub cruci ne-am fiat pe toți. Părinte Profesor, dragi telespectatori, vedem, există cartea Minunile Maicii Domnului, auzim tot timpul minuni pe care Maica Domnului le face, cel mai multe icoane făcătoare de minuni, bine, toate sunt făcătoare de minuni prin sfințire, dar cele mai multe care cum sunt cunoscute și au semne văzute ale prezenței Harului Dumnezeu sunt în cinstea Maicii Domnului, luminează, lăcrimează, curge mir, deci vedem cinstea mare a oamenilor și cum Maica Domnului răspunde cu iubire la rugăciunile oamenilor. Așadar, dragi telespectatori, să nu uităm 1 octombrie, sărbătoare în cinstea Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului. Pentru ultima parte a emisiunii o să ne referim la sfinții sărbătoriți săptămâna aceasta și încep cu Sfântul Neagoi Basara, Părinte Profesor, voivodul țării românești de la începutul secolului al XVI-lea. A murit de tânăr, a trecut la Domnul la 39 de ani, fiul său tot era un tânăr, un an mai târziu bolnav la Constantinopol, a rămas și în literatura noastră și în literatura românească, bisericească, învățătul Neagoi Basarab către fiul său Teodosie, în care era învățat fiul cum să se poarte, să aibă credință în Dumnezeu, să se poarte cu supușii. O carte extraordinară și o recomandăm tuturor tinerilor să o citească. Sunt echivalențe de învățători sfinte între învățăturile Neagoi către Teodosie. Într-o carte, anagnoscomenă sau neinspirată din Vechiul Testament, Tobie către Tobit. Tobit către Tobie. Tobit către fiul său Tobie, care a fost trimis în Ecbatana ca să aducă de acolo niște daruri. Și înainte de a pleca spre Ecbatana, Tobie a primit de la tatăl său învățători sfinte pe care, repunându-le în aplicare, s-a învrednicit care să fie călăuzit și însoțit de Arhanghelul Rafael, care apoi s-a dezvăluit identitatea fiind tânărul
tânărul care l-a însoțit. Deci învățăturile sunt centrate pe teologia Sfintei Scripturi, pe Sfânta Tradiție, pe învățăturile patristice și sunt un izvor nesecat de învățături sfinte. Avem și icoana cu Sfântul Neagoie Basarab, cel care a ctitorit, iată, curtea de Argeș și acolo necropola. Necropola, locul de îngropăcire a familiei regale și acolo și sunt moaștele Sfintei Filoftea de la Argeș. Totul în ziua cu Sfântul Neagoie Basarab, voivodul țării românești, îl sărbătorim și îl avem pe Sfântul Ioan Evanghelistul, cel mai tânăr dintre apostoli, a făcut parte din rândul celor 12 apostoli, singurul care a murit de moarte naturală. Dar în jurul anul 100, fiind deportat de împăratul Domitian în insula Rodos, și acolo el a avut viziune, a avut vedenie, e vorba de Sfânta Apocalipsă, sau revelație supernaturală, care i s-a dezvăluit și era așezat un scris, ultima carte profetică, scrisă de Sfântul Ioan Evanghelist în jurul anului 100, când avea și el aproape 100 de ani. Iată, avem icoană cu Sfântul Ioan Evanghelistul, teologul numit, teologia sa este înaltă, de aceea și simbolul lui este vulturul, precum vulturul zboară pe înălțimi, în văzduh, scrutează înălțimile, așa este și teologia Sfântului Ioan Evanghelistul și primul capitol din Evanghelia sa se citește chiar în noaptea Paștelor, în care vorbește de cuvântul, logosul. Pe 30 septembrie sărbătorim pe Sfântul Grigorie Luminătorul. Primul stat din lume care a recunoscut religia creștină, religie de stat, a fost statul armean cu 9 ani și un picuț înainte ca Sfântul Constantin cel Mare să dea edictul de toleranță de la Milano, de libertatea creștinismului, Sfântul Grigorie Luminătorul, și vreau să vă mărturisesc că Sfântul Grigorie Luminătorul am vrut neapărat să ajung la locul unde a și pătimit și unde sunt moaștele sale și ale Ritzime și Gaiani, Ecimiadzin, și apoi la Corvirap în grota unde el a stat, astea toate în Armenia. Mi-am îndeplinit unul dintre vise, unele mi s-au împlinit, mai am altele care, cu Doamne ajută, se vor împlini, și acesta a fost un vis, pentru că Sfântul Grigorie Luminătorul cu Ritzimea și Gaiani sunt sărbătoriți în ziua în care m-am născut eu. Anul acesta fac 40 de ani, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu sănătate și îl rog ca măcar încă pe atâta, dacă mi-ar da cum e voia lui. Și iată icoana cu Sfântul Grigorie Luminătorul, amintești de Ripsimea și Gaiani acolo la Ecimiadzin și în apropiere de Ecimiadzin, unde e centrul spiritual al armenilor. Grigorie Luminătorul, numit Luminătorul pentru că a luminat cu învățătura lui Hristos poporul armean și a reușit să-l înduplece și pe regele armean și tot poporul s-a convertit la creștinism. Astăzi poporul armean este necalcedonian, dar este un popor martir. Amintesc doar de genocidul armean când turcii, da, în primul război mondial au omorât aproximativ 1 milion de armeni și mi-amintesc, de fapt am fost împreună părinte profesor la Corvirap, dacă înainte Araratul era în Armenia, acum a fost luat de turci, deci în primul război mondial, și granița Turciei cu Armenia era la 10 metri de Corvirap. Noi vedeam santinelele turce și vedeam drumul care desparte. A fost o binecuvântare să ajungem și acolo. E adevărat, și mai ales că Sfântul Grigorie Luminătorul are la Ierusalim, sub Biserica Sfântului Mormânt, o capelă în cinstea lui Grigorie Luminătorul. Și este o mare cinste pentru poporul armean să aibă drept ca făcrii un asemenea un om deosebit, un erudit, un elevat, dar și un mare trăitor, care a contribuit la încreștinarea acestui mare popor. Iar pe 2 octombrie sărbătorim pe Sfinții Ciprian și Justina. Ciprian, care a fost un vrăjitor, a fost un mare vrăjitor, ascultau și dracii de el, trimitea pe diavolii, trimitea la oameni să-i vateme, ascultau diavolii de el și a spus, dacă voi întâlni o putere mai mare, eu am să mă lăs de diavolii mei. Și a întâlnit-o pe Justina, mucenița, fecioara, și cu puterea lui Dumnezeu a fost umilit acest Ciprian, s-a lăsat de vrăjitorie, s-a lăsat de răutate. A dat în virea toate... A spus tot ce făcea, s-a lăsat de puterea celui rău, l-a lepădat pe cel rău, s-a lepădat de cel rău, s-a botezat, a devenit creștin și așa o viață sfântă și curată a avut și s-a ostenit atât de mult, atât râvnă a avut pentru cele sfinte în creștinism, încât a ajuns chiar episcop. Și Sfinții Ciprian și Justina sunt sărbătoriți pe 2 octombrie, iar acatistul lor este citit de aceia care sunt bântuiți de duhărele, nu se simt bine, simt că sunt vrăjiți, fermecați, li s-au făcut descântece, care au treabă cu ocultismul și sunt tulburați și nu-și găsesc liniște. E vorba de Sfântul Ciprian al Antiohiei.
că există și Sfântul Ciprian al Cartaginei, care are o sumedenie de cărți de unitate eclesiei sau unitate bisericii, care este Cartea de Căpătâi și Fundament. Și spune atât de frumos, extra eclesiam nu la salus. În afară bisericii nu există mântuire. Da, hai să vedem și icoana cu Sfinții Ciprian și Iustina, dragă regie, dragi telespectatori, iată Sfinții Ciprian și Iustina sărbătoriți de biserica noastră pe 2 octombrie. Cu aceste precizări și referiri, emisiunea noastră este la final. Părinte profesor, mulțumim pentru prezența în emisiune. Un cuvânt de învățătură la sfârșit de emisiune. Predica de pe munte se termină cu două pilde. Casa zidită pe nisip și casa zidită pe piatră. Casa zidită, oricât ar fi de frumoasă, dacă e pe nisip, în furtunile, cară nisipul și ea se prăbușește. Dacă are o temerie din stâncă, ea dăinuie. Să fim cu casa zidită pe piatră, să fim tari în credință, consecvenți în crezul nostru, să nu ne mișcăm de la dreapta sau la stânga, ci tot timpul să fim cu privirea înainte ca sens unic către Mântuitorul Iisus Hristos, care ne va răspăzi după stăduințele și după jertfenicia noastră. Mulțumim, Părinte Profesor, să rămână, dragi telespectatori, să fiți sănătoși. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulți ani cu sănătate, cele de folos să vă dăruiască Bunul Dumnezeu, până data viitoare, o săptămână binecuvântată să aveți, Doamne ajută! Thank you.